Atac cu armă albă în plină zi la Muzeul Britanic de Istorie din Londra. Un bărbat a atacat un tânăr care aștepta să intre în clădire în văzul tuturor vizitatorilor. Victima a fost transportată de urgență la spital. Atacul a avut loc la intersecția străzilor Russell și Museum, într-o zonă foarte circulată din capitala britanică. Cel puțin cinci echipaje de poliție au fost mobilizate pentru arestarea suspectului principal, iar întreg perimetrul din jurul muzeului a fost închis de către autorități. Marturii de la fața locului au dezvăluit că un bărbat a scos o armă albă de mari dimensiuni și a lovit un tânăr ce se afla în muzeu. Din motive de siguranță, autoritățile au fost nevoite să evacueze în ritm alert întreaga clădire. Polițiștii britanici au informat că suspectul a fost arestat și se află sub atenția organelor de, ordine. de asemenea, paza va fi sporită pe tot parcursul zilei, iar vizitatorii vor fi nevoiți să se supună controlelor de securitate. Tânărul înjunghiat a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Acesta a fost transportat de medici la un centru pentru tratarea traumelor majore din apropiere. Până în acest moment, ancheta preliminară a polițiștilor arată că bărbatul nu e un pericol pentru securitatea națională, iar incidentul nu a fost organizat de un grup infracțional.